ușor. Da, da, da. Domnul da, profesor Iroc, da, da. Aici la baterie, ați băgat totul? Da, eu zic că este totul rezolvat. A, e bateria descărcată, dar noi suntem acum în direct pentru că mergem pe... Bine, dar acolo e pornit prelungitorul ăla, că văd că e urmit. N-am pus reflectorul, nu? Se pune și reflectorul, că avem altă... Hai, adu-ți ea, zic. Bună dimineața și bine ați revenit cu dâna la Prof. Online cu exerciții de matematică. Așa este, Adi. 8 dimineața, noi suntem pe baricade. La 8 dimineața, da? Suntem pe baricade, poziții. În baricade, domn profesor, remarcați, da? Este extraordinar, vă spun că așa lucru îmi place formidabil. Asta și, e și motivul pentru care, la rândul meu, sunt și eu motivat. Văzând exact dorința voastră, sunt și eu tot. Nu se plâng, îi trezim de dimineață. Da, da, da. Domn profesor, facem exerciții meu în ambele lor. Așa, da. Te rog frumos, așa. Te rog să-mi îl dai. Deci, să ne intitulăm tot operații cu... cu numere raționale, am zis noi, nu? Raționale. În cele două variante. Numere decimale. Aduceți ce exercițiu este? De la 87, eu numere fracționale, da? Decimale și fracționale, hai să zic, da? 886 de 8. 8 și ce care e exercițiul? 886 de 2. Da, de la 8. Ia să vedem. 407,2. Cât? 407,2. 407,2 plus 11 ori 57,6 ori 2. Așa. Minus 84,9 împărțit la 4. Deci 4,9 împărțit la 4. 4. Atât. Închideți paranteză. A, 11 ori. Deschideți paranteză. A, de aici închideți. Până final. La capăt. Da. Așa. Bine, Ande, tu mă conduci că te lucrate ghiși. Da. Așa. 47,9. Întâi în forma decimală o facem, da? Așa. Da. Bine. 4 este egal cu 407,2 da. Plus 11, ori facem înmulțirea de poate, 57,6. Acum faci înmulțirea din paranteză, da? Da. 62, 12 și 1, 72, 14 și până 15 și 1, 5 ori 2, 10 și până 11. Foarte bine. Mutăm peste una și ne dă... Mutăm virgula peste o cifră, da. Și ne dă 115,2. Bun. Minus? 115,2. Minus facem și împărțirea sau... Da, 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 păi o facem. 84,9 împărțit la 4 este egal cu 2, 4, 2, 8, 4, coborăm pe 4, împărțit la 4, 1, 1, 4, 4... Am ajuns la virgulă? Punem virgula. Da, punem virgula și 9 împărțit la 4 ne dă 2, da. Ne dă 8, în 10, tot de două ori, da. Ne dă iar 8, așa. În 20, de 5 ori. Așa. Și răspunsul este 21,225. Așa, este egal mai departe cu... Este egal mai departe cu 407,2 plus 11 ori. Facem scăderea. Da. Deci 115,2 minus 21,225. Stați puțin că acum am văzut. Da, vorbești, vorbești, lucrezi, da? Dar stați că nu mă încădra bine. Așa. Ne dă 5. 5 din 10, 5. 5, 5 da. Din 10, 5. 2 din 9, câte 7. Da. După care ne dă 9, că este 2 din 1. Da, 2 din da. 1 nu se poate. Cum da, și ne-am împrumutat. Da. Și ne dă... 2 din 11. Da, 9. Da. Punem virgula. Corect. 4, 1 din 4 ne dă 3.
Ne împrumutăm, că doi din urmă nu se poate și ne-am împrumutat și ne dă 9. 93,975. Asta este, da? Deci nu mai, da. Punem, nu mai punem paranteza, da. Egal mai departe cu 407,2 plus... Egal cu 407,2 plus, facem înmulțirea. Corect. 93,975 ori 19 este egal cu 5, 7, 9, 3, 9 și 5, 7, 9, 3, 9 așa, 5, 13. Nu, 5, 7, 12. Nu, 5 cu 7. Așa, 12, de ce am zis eu 13? 17, da. Da. 13, din nou 13, 10 și punem virgula peste 3. Da. Și ne dă așa 10.033. Nu, 1033. 1033,725. Care este egal cu? Egal cu, facem adunarea. Așa. 1033,725 plus 407,2 este egal cu 5,29 punem virgula 10,441 1440,925. Deci egal cu 1440,925. Acesta este răspunsul. Da, așa mi-a dat și mie. Dar a trecut de tot atâta. Da. Bun, atunci în varianta asta am lucrat corect, știi? Cu fracție. Așa mi-a dat și mie. Da, asta e perfect. Acum haide să reducem pe varianta cu fracții. Te rog să mai iei de la un capăt să vedem. 4072/10. Da. 2/10 plus 11 ori 576/10. 576/10 ori 2. Da. Minus 849. Da. Supra 10. Împărțit la 4 sau să scriu una? Deodată. Da. Înmulțit cu? Cu 1 pe 4. 1 pe 4, foarte bine. Înmulțit cu 1 pe 4. Egal. Așa, este egal cu... Păi primul lăsăm așa. Nu, hai să simplificăm. Când avem voi posibilitatea să simplificăm, o facem. A, eu am lăsat mai întâi așa. Nu e greșit, nici dacă o lași, dar nu vrei să scrii numere mari. Apoi tot atunci timpul... o simplificăm prin 2. Da. Și ne dă... Ia să vedem. 0,4072 părțit la 2 este egal cu 2 ori 2, 4, nimic, 0, 2, 0, 0, 2, 0, deci așa nimic, 7 de 3 ori, 3 ori 2, 6, în 12 de 6 ori, 2036. Supra 2036 supra 5 plus 11 ori simplificăm 10 cu 2. Foarte și bine. Ne dă așa, 576 pe 5. Da. 576. Da, nu putem simplifica. Și așa mergea. 576 cu 10 numărător numitor. Da. Da, și nu obținem 2000. Aici, când am 4072 împărțit la prin 10, am simplificat prin 2 fracții. Da. Da? Bun. Și a zis 2036 pe 5. Da. Bun. Așa am simplificat. Minus. Acum am împărțit. În momentul de față nu avem ce face. Mulțim aici. Nu mai se simplifică ceva. Eu aici am greșit. Ce ai făcut? Ai întâi toți înapoi? Ai făcut împărțirea la 8,48? Da, am făcut asta. Dar noi lucrăm numai cu fracții acum. Mm-hmm. Deci numai cu fracții. Și mulții numărători întâi, numitori întâi. Și 849. Supra 40. Supra 40. Chidem paranteza. Este egal, dar egal cu... Egal cu... Ăsta îl lăsăm așa. Da, 2000. 2036 supra 5 plus 11 ori... amplificăm prima cu 8
și ne dă 5. Aici e 570 și 6, da? Da, ori 8. 6 ori 8. Cu cât cu 8 ai zis, da? Da. Bine. Punem o sigur numitor până în 40. Da. Și acum zici, 6 ori 8. 6 ori 48. 84. 8, 7 ori 8. 63. Mulți cu 63. 7 ori 8. 56, așa. 56 și cu 4, 60. Așa, 0 și 6. 0 și 6. 40 cu 8 ori 5, 40. Da. Și cu 6, 46. Deci, 4.680, da? Bine. Facem de o parte scăderea 4600, da. 1849. Ne împrumutăm, 90, 1, 9, da. 5, iar ne împrumutăm 7, da. 3, 3759. Supra 40, da. 3759, supra 40. Așa. Egal cu 2036 supra 5 plus, trebuie să mulțim 3759 cu 11. Corect. Facem deoparte 3759, da. Și cu 11, păi dă 9573, 14. Da. 8 și cu 5. 13. 13. Și 1. 8 și cu 3, 11. Și iarăși 1. 4.141.349. 349 supra? Supra 40. 40. Acum iar trebuie să amplificăm prima cu 8. Corect. Și scriem numitorul, că e 40. Perfect. Și facem 2036 ori 8. 6 ori 48. 8 și 4. 8 și 4, 8 ori 3, 21. Cum? 8 ori 3, 24. Și 4, 21, 8 ori 3, 24. Și cu 4, 28 și 2. Deci 8 ori 3, 6 ori 4, 8 și 4, ai zis, da? 4, da. Și cu 28, da? Da, și după aia scriem 2. 24, da? Da. 28. Și 8 ori 2? 8 ori 2, 16. 16 plus? Dar nu, fără. Nu, că ei, nu mai fără. Păi adunăm pe acela, că am adus acea numită. Plus 41.349. 349, da? Da. Egal mai departe cu linii de tracție, 40. Și acum adunăm. 9 cu 8. Tu le pui la spate. 17. Da, 7. Și 1. 9 cu 4. 13. 13 și 1. După aia aici. 4, 6. Perfect. 1 cu 6. 7. Da, și 4 cu 1, 5. 57.637. Și să facem împărțirea. Da, și dă exact. 1440,925. Și dă la împărțire. 1440,925. Da? Deci 1440,925. Este rezultatul corect. Probabil că în varianta a doua ai greșit. Da. Da. Iată că în varianta a doua cu fracții pare mai opositor, mai greu. Da. Veți vedea uneori, dragilor, că prin fracții e mai ușor, alteori prin decimale e mai ușor. Deci, depinde de exercițiu, depinde de numerele respective. Da? Deci nu aș putea să spun să mergeți pe partea cu numele decimale sau mergeți pe partea cu fracții. Da? Acum,
Adică ai văzut, trebuie să remarcăm încă o dată, Miruna, aștept să te revanșezi data viitoare. Deci Ade a lucrat 8 exerciții, este lucru trebuie spus, nu scape discuții. Și a avut un exercițiu care l-a... Și am spus de la 5 încolo cât puteți. Și nu mă supăr dacă veniți chiar cu 10. Și tu ai făcut tot așa până la alpinete ușoare? Cum te-am făcut? Nu. Ai făcut și tu de la 15, 14, 16? Am făcut de la... Adică mai greu. Deci încă o dată, te felicit pentru chestia asta. Bravo. Și este momentul în care tu începi să câștigi încrederea. Adi, abia asta e marea bucurie la matematică. Când lucrând tu singur acasă, nu degeaba m-am spus asta. Lucrând tu singur acasă, ajungi la același rezultat și te bucuri o... Fiindcă acum avem două posibilități să controlăm, nu? Adică și pe o cale și pe cealaltă și trebuie să ajungi la același rezultat. Nu, pierdem timpul, alte exerciții, mai vreau să mai fac o pic de antrenament. Da, haideți să mai lucrăm. Da? Pentru că ei să câștige încredere și să... Acum, Adi m-a condus, acum e timpul să mă conduci tu, dar nu uitați că în timpul, da, Miruna, în timpul lucrului vă fac ca și el. Stop, continui tu. Stop, continui tu. 16 de la 87. Ai ales unul mai frumos, da? Da, da. Paranteză pătrată. Da, aștept un profesor. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. Deci exercițiul de copii, ca să știți. Și în două moduri, nu? Nu, două facem moduri. Noi în două moduri. A, deci noi. Totdeauna facem în două adi, ca să avem control și cu asta facem antrenamentul. Pe am povestit. Optimă. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. 16 de la 87. 3,16. De la 87, da? Da. 3,16 minus 1,15 minus 0,1 la pătrat. Închideți paranteza rotundă. Împărțit la 0,5 la pătrat plus 0,02 împărțit la 0,01. Închideți paranteza pătrată, împărțirea 2,5 la pătrat. Să facem și la pătrat, domnul profesor. Da, sigur că da. N-am făcut deloc. E perfect. Am făcut-o pe sora. Bine. Anca? Nu Anca, Mihaela. Miruna. Miruna. Acum. Toată lumea e atentă că să știți, stop și treci tu. Treci tu la comandă. 3,16 minus 1,15 care dă 2,01. Hai să facem așa, 5 din 6 se vadă toată lumea, 5, 6, 1, nu? Uh-huh. 1 din 1, 0, am ales la virgulă, pun virgula, 3 de, 1 din 3, 2, da? 2,01, bine? Da. Mai departe, minus? 2,01 minus 0,1 ori 0,1. Hai să facem un simul. 0,1, 0,1 ori 0,1. 1 ori 1, 1, 1 ori 0, 0, 0, 0 ori 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 2, 0,01. Ai tic că trebuia să mulțești 1 ori 1, atâta se reducea. A 1 ori 1 și trebuie să pui 20 mai. Deci 0,01, da? Da. Împărțit la 0,5 ori 0,5. 25, 0,025. 0,025. 0,025. Fără încă 0. N-ai 3 decimale, ai doar 2 decimale. 0,25 plus. Plus 0,025. Așa. Ei, hai să facem împărțirea asta, mă interesează. Eu vreau să zic altcumva, să mulțim cu 100, ca să ne dea... Asta, asta vom face. Deci noi avem 0,02 împărțit la 0,01 va conduce, știm bine cum spunem, de împărțitul. Da, egal cu 0,01 fiindcă da. De împărțitul 0,02 este egal cu 0,01 înmulțit cu câtul plus restul. Și fiindcă împărțătorul este cu 20 mare, mulțim totul cu 100. Și ne dă 2. 2. Este egal cu 1. Ori. Cât. Plus.
100 de ani din acolo, ca să fie corect rezultatul. Da. Și atunci avem așa, și aici 2 împărțit la 1. 2 împărțit la 1. Adică 2. 2. Deci cât va fi 2? Fără rest. Da. Deci 2 este egal cu 1 ori 2 și fără rest, da? Da. Plus 0, haideți să spunem, ca să fie și mai clar pentru toată lumea. Și acum revenim la exercițiul nostru. Da, revenim și împărțim la 100. Uh-huh. Întoarcem înapoi, că cu cât am înmulțit, cu atât împărțim acum. Uh-huh. Și împărțim la 100, 2 va veni 0,02. Egal cu 1, împărțitorul împărțit la 100 vine 0,01. Ori 2. Ori 2. Da? Ori 2 plus 0. Deci, practic, câtul împărțirii este 2. Exact ca și cum și împărțit pe 2 la 1. 2 împărțit la 1 face 2. Da? Deci plus 2 aici. Parenteza pătrată. Da. Împărțit la 2,5 ori 5, 6,25. 2,5 ori 2,25. 25 ori 25 face 6,25. 6,25 și fiecare la 6,25 are 20 mare, e 16,25. Da. E important și asta, șmecherii de astea, dacă le ai la mână, mergi mult mai repede. Da? Egal mai departe cu adic, te rog să continui. Egal cu, păi, rotundă. Așa. Rotundă și, și luăm de o parte 2,01 minus 0,01. 2! 2, sigur că da. Deci e 2. 2. Împărțit la 0,25. Da, 0,25. Plus 1. Plus 2. Plus 2. Și punem paranteză rotundă acum la asta. Tot împărțit la 6,25. Egal cu Anca? Egal cu... facem împărțit. De o parte, da? Da. Deci, de împărțitul 2, este scris deodată, ca să mai pierdem. De împărțit egal cu împărțitorul 0,25 ori câtul plus restul. Fiindcă împărțitorul are 20 mare cu 100 și vine 200, vorbește, egal cu 25 ori câtul plus restul. Da? 25 ori. Câtul plus restul. Și acum, hai să vedem. 200 te împărțit la 25. 200 împărțit la 25. Da? 200 împărțit la 25. Aici 8. 8. Da. Într-o 100 de 4 ori merge 25 și în cea 100 de iar 4 ori 8. Deci vine 200 este egal cu 25 ori 8 plus restul, 0, nu? Când am rest. Și asta îmi spune că revenim acum și împărțim la 100 și înseamnă, mă întorc înapoi și vine 2. Este egal cu, cu 0,25, că am mutat virgula la stânga, ori 8, plus 0. Deci atâta, n-am rest, câtul adică 8 este. Dacă revenim la noi, 8, nu? Da, dar, deci revenim la noi, 2 împărțit la 0,25 va face 8. Deci Anca va fi 8 plus. Da, 8 plus 2 în paranteză. Împărțiți la 6,25. Și este egal mai departe, 10. 10 împărțit la 6,25. Da? Și face cât? 5. Face deoparte. 10. Manca, cum v-am zis, de împărțitul 10, egal cu împărțitorul 6,25. Ori câtul pe care nu-l știm, plus restul respectiv. Fiindcă împărțitorul are 20 mare. Înmulțim cu 100. Exact. Și atunci avem. 10 egal cu. Nu 10, că înmulțim cu 100. 100. 1000. 1000. 1000, că am pus 20 ori la. Mulțim în ambii membri. 1000 este egal cu 625 ori. Câtul plus restul, da? Plus 100 rest, da? Așa ar trebui ca să fie în matematic. Corect. Domnul profesor, dar nu se vede ce scrieți aici. Se vede pe rețetă, dar nu se vede ce scrieți aici. Unde? Acolo? Da, deci n-am centrat-o bine.
Foarte bine că ai observat asta. Acum, da, da? Deci, Anca, 625 ori cât tu, adică împărțim pe 1000 la 625 acum, da? Hai să împărțim pe 1000 la 625. Deci, o dată, cred. O dată. Odată de două ori, nu, că e prea mult. Face 1200 pe 608. Deci o dată, 625. Vorbește, Anca, te rog. 5. 7. 3. Am ajuns. Mai punem un 0. Punem un 0, punem virgula la cuvânt, da. Și zicem. Acum cred că de două, în doamne, mai mult. Ca 6 în 37. Ar merge de chiar de 6 ori. Da, 6, da. Da? 6 ori 5, 30. Deci 6 ori, să încercăm. 6 ori 5, 30, 0 și 3. 6 ori 2, 12 și cu 3, 15. 6 ori 6, 36 și cu 1, 37. Nu. Deci a mers perfect, da? Face cât? 1,6. Răspunsul la prim varianta asta este egal cu 1,6. Vedeți? Din nou, am deocamdată nu știm dacă ne-am stricurat cu o greșeală. Nu, e corect. Dar mergând pe varianta a doua, dacă ajungem la același rezultat, suntem foarte, foarte încântați. Așa cum spunea Adi, când am văzut că și pe partea cealaltă mi-a dat, deci am scos așa niște cum să spun, chiote de bucurie. Da. Așa se întâmplă. Acum cu frații mai ușor. Asta facem. Asta facem. Cine conduce acum? Eu. Anca, sunt plusul, sunt milionar. Dar vă spun, prin timpul lucrurilor, da, alternez. Te rog. Tare. 316 pe 100. 316 pe 100. 115 pe 100. Pe 100. Minus 0,1 la puterea a doua. Adică? Adică... Deja ai făcut o dată. Cât faci? 0,01, adică 1 pe 100. Dar tu poți să zici așa, Anca, 1 pe 10. 1 pe 10. Totul la a doua. Totul la a doua, așa să facem. Ca să fie clar? Da, 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 da. Deci 1 pe 10, totul la a doua. Și să nu greșiți? Într-o paranteză rotundă, șmecheria asta. Da? Da? Împărțit la... Împărțit la 5 pe 10. 5 supra 10. Totul la a doua. Așa. Și tot un paranteză, nu, nu este în paranteză, atât. Plus 2 pe 1. Cum să fie 2 pe 1? Adică cât? 2 pe 100. Nu mă interesează, noi scriem așa totul, transferul, nu știm cât dă. 2 pe 100. 2 supra 100. Împărțit la 25. Nu, la 1 pe 100. 1 pe 100. Dar nu putem să scriem cu direct mulțit? Nu. Nu, poți să zici mulțit cu 100, dar să luăm să mai ușor. Încheie paranteza pătrată, împărțit la 25 supra 10. Împărțit la 25 supra 10. Totul la a doua. Și acum egal cu? Acum egal cu Adi. Egal cu, ia să vedem. Am făcut căderea 216 minus 115. Același numitor. Același numitor. Adi, ai lucrat rapid, deci. Face cât aici la scădere? Păi facea 201 din 6, 1, 1 adică 1 din 1, 0, 201. 201 supra 100. 100 minus, cât? Ia să vedem, e la a doua. Da. Și numărătorul și numitorul, da? Da, da. Adică 1 ori 1 face 1, supra 10 ori 10, 100. 100. No, profesor, nu putem să 316 pe 100 să-l aducem la 79 pe 25? Da, dar dacă vedem că e numitorul 100 de simbol. Ai același numitor, nu-ți este, ești încântată de chestia asta. Când data viitoare faci același numitor și ai făcut treaba rapid, da? Exact. Deci, asta, paranteză rotundă, da, adică. Da, așa, împărțit la... Împărțit la... Repede. Cu, păi, 1 pe 100. Nu, dragule. Nu, la 15 pe 10. La 15 pe 10, păi... E 1 pe 2, da. Poți să faci simplificarea și vine 1 pe 2 la a doua. Adică 1 supra 4. 4. Deci 1 pe 4, adică fără emoții, da? Uh-huh. 1 pe 4 plus... Plus 2... 2 pe 100, 2 pe 100 ori 100 pe 1. Deci 2 supra 100. Adică 2. Să vezi dacă se vadă toată lumea ori 100.
supra 1, împărțirea, tot în paranteză dreaptă. Da. Împărțirea la... Păi putem să simplificăm printr-un 5 și așa. Ne dă 5 pe 2. 5 pe 2 totul la 2, adică cât? 5. Da. Dar pe 5 nu ridici la a doua? Și pe 5, 25 pe 4. Da, 25 pe 4. Dacă e 5 pe 2, da, după simplificare, și la pătrat, 25 pe 4. 4. Și egal mai departe cu... Anca? Egal mai departe cu 200 supra 100. Așa, 200 supra 100. Acum am început de cine trebuie tăia. Da? De ce trebuie să lăsăm așa? Da? Foarte rapid. Da. Înmulțit cu inversa Anca, cu 4 pe 1, nu? Plus? 100 cu 100 simplificăm, domnul profesor? Sigur că da. Asta e Blanca, să spun asta. Mai Anca. Plus 2. Plus 2. În paranteză, spune rotuză. Ori. Ori de data Anca cu ori 4 pe 25. Hai mai repede, ritmul e lent. Trebuie să avem nerv la lucru. Și egal Anca cu? Se egal. 100 îl simplificăm cu 4 sau 100 cu 200? 100 cu 200, deci noi 2. 2 ori 4, 8. 2 ori 4, 8, 2. 10. 10 ori 4 pe 25. Da, 4, așa. Și dă 40 pe 25. Dar simplificăm înaintea de, pentru 5. Și aici e jos 5 și sus 2. 2 ori 4, 8. 8 pe 5. Deci rezultatul este 8 pe 5. Cât ne-a dat mai înainte? 1,6. Da. Hai să facem împărțirea. Ori îl transformăm pe ăsta pe 16, 8, 1,6 îl transformăm în fracție, ori îl facem împărțirea, 8, 5 în 8 odată, da. 5, rămâne 3, 5 în 30, de 6 ori, 1,6. Super. Unde am mers? Pe care variantă v-a plăcut mai mult? E a doua. Pe prima. Nu, a doua a fost foarte mult mai ușoară. Mult mai ușoară pe fracții. Și dacă uite, se pare mai greu. Da, dar uite, 100, 100, 100, 100, 100. Bun, privește acum. Da. Data trecută. Viitorul. Acolo cu decimale, cu nu știu ce, chestia, dacă ești de atent. Nu e cu virgule. Ești obișnuit, dar vreau să fii, să fii corect. Ia uite, numitorul, da? E 100, se vede peste deci tot. Deci 100, 100, dacă erai astea, dai și unul pe 100. 100, acolo tot 100. O dat 100 și vine 300 minus ăsta, minus 1, și făcea 200 pe 100. 200 pe 100 deodată, dar ai 2. 2 și cu 2 de unde a mai fost acolo? Nu, a fost 2 plus 8. După calculul ăsta de aici, da? 2 plus 8. Dar asta vreau să spun, se simte mult mai ușor de ieșit și merge mult mai repede. De aceea, ne convingem în ieșiții. Da. Un alt ieșițiu. 17, de la pagina 87. Deci 17 de la... 87. Se consideră numerele. A mic egal cu... Deci A mic egal cu... 1,1 la a doua. 1,1 totul la a doua. Ei nu, ei nu pun paranteză. 1,1 la a doua. Da. Plus 1,2 la a doua. 1,2. Merge și așa. La a doua, da. Minus 1,3 la a doua. Minus 1,3 la a doua. Deci totul ăsta într-o paranteză rotundă, da? Așa, ca să nu, da, facem confuzia așa. Împărțit la 4. Deci tot într-o paranteză nu până împărțit la 4. Plus 6 împărțit la 10 la a doua. 10 la a doua. Și B mic egal cu... B mic este egal cu... Deschideți o paranteză rotundă. 26 împărțit la 2,6 minus 1,8 împărțit la 0,3. 1,8 împărțit la 0,3. Închideți paranteza rotundă. Împărțit la... Deschideți o altă paranteză. 21,19. 21,19. Minus 0,3. Minus 0,89. Închideți paranteza rotundă. Deci se dau cele două numere. Și acum la A mic avem așa. Să calculăm A și B, cât este A, cât este B. Deci, prima întrebare, A egal semn de întrebare, B egal, B egal cu semn de întrebare. Da. La B mic avem așa. Calculați A pătrat plus B pătrat. Și facem A pătrat plus B pătrat. Da. Și A pătrat minus B pătrat. Egal cu semn de întrebare și respectiv
A pătrat minus B pătrat cu cine este gata. Mai este și C și D, îl dau? Da, sigur că da. Ce? Ce? Să calculăm A plus B totul la a doua. Așa. A plus B totul la a doua și A pătrat plus 2AB plus B la a doua. Cum a pătrat? Plus a 2AB plus 2AB plus B la a doua. B plus B la a doua, egal. Da, și la D să calculăm A minus B totul la pătrat. A minus B totul la pătrat. Și... egal cu 5 respectiv A pătrat minus 2AB da, plus B, B la a doua. Frumos, nu? Da. Super. Cu asta, cu ocazia să discutăm da. Niște lucruri interesante. Exact. Ieșiți-ne un pic, posibilitatea, să analizăm. Cine vrea să vorbească, eu. Vă rog să vorbesc clar și tare. Da. Să lăsăm din nou primul luna. Dar tot te așa de repede mă opresc și te pun pe tine sau pe Anca, Anca da? Da. Poftim. Virona, te rog, clar, gura deschidem cât se poate de... La unul la doua. Deci, amic, pornim la calculul amic. Amic egal. Amic egal. 1,1 totul la a doua, e 1,1, care cum aș fi 11 la a doua. 11 la a doua este 121. 121, fiindcă avem 20 mari, e 1,21. Plus 1,2 la a doua, 12... 12 la pătrat este 144. 144. 1,44. Minus. 1,69. Deci 13 se face 169, deci vine 1,69. În paranteză, totul împărțit la... 4 plus da. 0,06. Plus 6 împărțit la... 100. Cum se împarte un număr la 10, 100, 1000? Punem la stânga, virgula, peste una, două sau trei. Deci, în cazul de față, peste două. Da? Deci, de aceea zise 0,06. Da? Și egal mai departe cu. Adi, Adi, te rog. Egal cu? Egal cu facem o operație din paranteză. Da. Și ia să vedem. Să facem o întâlnire pe de adunare. 5. Da, 5. 5. 7. 5, 6. Adi. 2 cu 4. 6. 6, punem virgula, da, 2. 2,65 minus 1,69 în paranteză, totul din împărțit la 4, plus 0,06, Anca egal cu? Egal cu, faceți vederea, da. 9 din 5, 9 din 15 zicem, da? 9 din 15, 6. 6 din 5, din 15, ce zic? 9, hai, încă mai repede. Și 1 din 1, 0, da? 0, am ajuns la virgul, 0,96 mi-a dat mie. Totul de împărțit la 4, plus încă mai repede, 0,06, este egal cu... Facem împărțirea. Așa, da? 4 în 0 de 0 ori. Punem virgula, sigur că da. 4, 9 de 2 ori. De ori 4, 8 și rămâneam 1, 16. 4, 16 de 4 ori. Plus 0,06. Cât face 0,24 plus 0,06? 0,30. 0,30. 0,3. Da. Când ai vrut să mai zic 0,30. Deci A l-am găsit. A mic, să-l notăm, 0,3. Adi, te rog să pornești la B. B egal cu? B egal cu... Ce avem acolo? 2... 26 împărțit la 2,6. Da. Păi să facem împărțirea. Așa. Deci luăm de o parte. 26 de împărțitul este egal cu... Zici mai și azi, da? 26 este egal cu... 2,6 ori... 26 ori câtul? Câtul plus restul. Îl mulțim cu 10. Da. Și dă 260. Egal cu 26 ori câtul plus 10 restul. 10 restul. Iar împărțim prin 10. Așa, împărțim prin 10 ca să ne împărțim da. De prea împărțat. Și de 26. Este egal cu? Hai să scriem împărțirea. Da. Deci 260 egal cu 26 ori 10. Așa vine. Da. Deci 260 egal cu 26 ori 10.
plus 10 iar, da? Da. Și acum ne întoarcem și împărțim prin 10, da. Abia acum. Și vine 26. 26. Egală cu 2,6 da, ori da. 10. Plus restul 0. Da. Aici trebuia să spun în plus 0, nu mai zicem 10 restul. Plus 0, că așa da. De la împărțire. Deci cât este? 10. Deci asta este rezultatul. Așa B mic este egal cu 10. 10 minus, ia trebuie să luăm deoparte. Deci 10 minus 1,8 împărțit la 0,3. Da, așa vreau. Deci 1,8. Deci 8 este egal cu 0,3 ori cât plus restul. Mulțim totul cu 10. Corect. Și ne dă 18, care este egal cu 3. Ori, deodată poți să spui, 3 ori 6. 3 ori 6, da. Plus 0. Plus 0 și pui restul 6. Deci câtul este 6? Da, câtul este 6. Și restul nu avem. Deci 10 minus 6. Așadar, zicem 10 minus 6. Da, 10 minus 6 e împărțit la, într-o paranteză, și trebuie să facem 21,19 minus 0. 19 minus 0,3. 0,3. Păi 9, ne împrumutăm 10, scăzut 3, 7, 8, punem virgula, 0, deci, 2, 20,8. De ce ne-am împrumutat? Ai zis, 9 le-ai pus, 3 din 11 face cât? 3 din 11? 8. 8, așa ai spus 8, ne-am pus atent, da. După aia 0. 0 și 2. 2. 20, și-am pus virgula. 20,89. Minus 0,89, da? Și egal mai departe. Da, dar nu o facem direct. 10 da. Minus 6, zicem da. Repede. 10 minus 6. 6 de 4. 4 împărțit la? 4 împărțit la 0, 0, a 20. 20, sigur. Și egal mai departe. Cu 4 împărțit la 20. 4 împărțit la 20. Ca, deci vine odată 0, 0, punem o 0. 0,2. Deci 40 împărțit la 20 de ori 0,2. Așadar, l-am găsit și pe B. Nu ăsta este răspunsul. Da. B. B egal cu 0,2. 0,2. Am mirunat, te rog, ce avem la punctul. Am găsit pe A și pe B, am răspuns la prima întrebare. Ce ne se cere? A la a doua, plus de la a doua. Hai să facem A la a doua, plus de la a doua. Păi A la a doua. Da, n-ar fi bine să facem și pe varianta cu fracții. Da, 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 da. Deci ne întoarcem și am găsit pe ea în varianta cu numere decimale și acum ne ducem găsirea, vrem să găsim pe ea în varianta cu fracții. Deci A mic, ăsta de aici care trebuie aflat, A egal cu... A egal cu... 11 pe 10 tot la a doua. Așa avem, 11 pe 10 tot la a doua, corect. Plus... Plus 12 pe 10 totul la a doua. Așa. Minus 13 pe 10 totul la a doua. Într-o paranteză dreaptă, spunem da. Așa. Împărțit la 4. Da, plus... Plus 6 împărțit la 100 sau... Da? Lăsăm așa? 10 la a doua. 10 la a doua e 100, sigur. 6 împărțit la 100. Da, facem și eu. Și egal cu? Este egal cu, păi 11 la a doua asupra 10, 121 da, supra 100. 121 supra 100 plus 144 da, supra 100 minus 169 supra 100. Într-o paranteză rotundă. Așa, împărțit totul la... 4. La 4 plus, calculăm și către 6 împărțit la 100? 6 pe 100 spunem. Da. 6 supra 100, nu așa se spune. 100. Da? Egal mai departe cu... Păi... În paranteză, ce oferăm? 5. Deci avem aceeași... Adunarea. Așa. Avem aceeași numitor, da? Da, deci 5. 6. 265 pe 100 minus 169 supra... 100 și închide rotunda împărțit la 4 plus 6 supra 100 este egal cu egal. Anca? Egal cu Anca? Da,
facem? Cădere repede? Avem așa viitor? 9 din 15, 6. 6 din 15, 9. Da. Și 96. 1. Nu rămâne nimic. 96 atare. 96 supra 100. 96. Ori 1 supra 4. Ori 1 supra 4, corect. Plus 6 pe 100. Și egal mai departe, Anca? Simplificăm 96 cu 4. Putem simplifica, apropo de ce am spus, 96 cu 4 simplificăm prin... cred că pe, chiar prin 4 merge. 4, 9, de 2 ori. 4, 2, 8 și rămâne un 1 și 16, bine? 4, 16, de 4 ori. Da, 24. 24 pe 100. Ori plus. Plus 6 pe 100. Se mai poate simplifica 24 cu 100? Sigur că da. Apropo, prin, de ce știm? Prin 2. Chiar prin 4. Da. Chiar prin 4. Mergem chiar prin 4 și atunci vine 4 în 24 de 6 se ori. Se ori supra 20. Nu 20. Nu. Cât 25. Da. De 4 ori de 25 fac 100. Și la 6 pe 100 se poate simplifica prin cât? Prin... prin 4, nu prin 4, prin 2. Da, și vine 3 pe 50. Vom avea răspunsul 6 pe 25. Plus 3 pe 50. Acum amplificăm 25. Lasă un pic. Da? Și face, amplificăm aici cu 2 și vine 12. Și cu 3, 15, nu? Dacă amplificăm cu 2, 2, 6, 12. Și cu 3, 10, 15 pe 50. Simplifică. Așa poate face. Am greșit eu? Deci am amplificat cu 2. Da, așa, că ți-a adunat... 2 ori 6, 12 da. Și cu 3, 15. Așa. Pe 50 simplificăm prin 5. Da. Și vine 3 pe 10, da? Dacă parcă am mai avut o dată. 3 pe 10, care face 0,3. Dar de aici, când ai venit cu ideea, simplificăm lucruri pe care eu l-am apreciat, pentru că așa trebuie să lucrăm cu fracții din ce în ce mai mici, adică ireductibile, că asta e obiectiv, ăsta e obiectivul nostru. Dar tu când ai venit, văzut că asta e 100 și aici e 100, au aceeași numitor. 24 și cu 6. 30 pe 100. 30 pe 100. 0 cu 0 și era 3 pe 10 imediat. Nu te mai complicai. 3 pe 10 care înseamnă 0,3. Deci vezi, nu respecti rețeta ad literam, ci te orientezi și negheșiți-o. Ca să fie viteză, știi? Adică să vezi un pic. Tu aici ai pierdut niște timp. Exact. Am simplificat, am făcut treaba, nu știu ce. Mai și greșeam un pic la aceștia, duce la acea numitor. Deci ne ofeream șansa să greșim. Și timp e consumat. Vezi, tot lucrul cel mai important rămâne să găsim culoarul cel mai rapid și să nu consumăm timp aiurea. Inutil, fără să... Nu? Productivitate. Exact. Productivitate la lucru. Așa că și pe partea asta, tot 0,3 n-a dat, da. Aul este corect găsit. Mergem și găsim pe... Da, mai bine cred. Avem mai timp bine. Să te conectăm. Da. Găsim pe B mic, care e varianta asta dat. Miruna, te rog. 26 pe 1 împărțit la 26 pe 10. 26 pe 1. 26 supra 1 împărțit la 26 pe 10. Minus 9 pe 5. Minus 18. 1,8 pe 10. Da? 1,8 pe 10. Ai spus de luat 9 pe 5. Da. 9 supra 5. Împărțit la 3 pe 10. Fie în partea de rotundă, împărțit la 2119 pe 10. 2119, adică e bine? Da. 2119 pe 10. Pe 100, mă, am două decimale. 100, că-s două decimale. Vă zis pe 100. Vă zis 100, pe revin la 10. Minus 30 pe 100. 30 pe 100. I-aș face 3 pe 100, pe 10 ar trebui să-i da. Da? I-a vrea 30 pe 100 pentru că urmărește același numitor. Ați înțeles-o ca șmecherii, da? Minus 89 pe 100. Minus 89 pe 100. Egal mai departe, Anca. Egal cu?
26 pe 1 înmulțit cu 10 pe 26, da? Da, 26 cu 26 este 26 supra 1 înmulțit cu 10 pe 26. Păi nu e cumva 10 pe 1 direct? Să scriem, că se simplifică 26 pe 26. Așa simplific, dar să vadă tot, noi și scriem, pentru cei care urmăresc la camere, facem chestia asta, da? Minus, tanca minus 9 pe 5. Ori 3 pe 10. Ori 3 pe 10, da. Dar este ori 10 pe 3. Ori 10 pe 3, nu? Iată da. Zicea. Adică, păi 10 pe 3, ce faci? E împărțirea acolo. Ori 10 pe 3, corect așa. Ce facem? Împărțit la... Aici avem numitorul 100, punem 100 numitorul. Scriem. Păi să facem direct scădere. 2000. Să scădem, scădem aici, 2100, dă... 2000 total. Când scădem totul la un capul la altul, pe 30 și 29, va da 2000, spun. Da. Deci 2000. Așa, și avem 26 cu 26. Simplificăm 26 cu 26. Și avem 9 cu 3 se simplifică, 5 cu 10 se simplifică. 9 cu 3 se simplifică și mai 3. Și aici 5 cu 10, 2. Și avea 10 minus 6. 3 ori 2 face 6. 10 minus 6, 4, nu? Vom avea 4 împărțit la... Deci vom avea 4, ce 4 împărțit la... Apoi simplificăm. 20 pe 1. Da, da. Că s-a dus printr-o adică 100. Adică 20. 4 împărțit la 20. Și n-am mai dat undeva 0,2. 0,2. Da? 0,2. Iată, de o găsiți și sub formă de fracții. Comparați voi. Care variantă a fost mai ușoară? A fost mai ușoară. E povestea cu fracții. Cu fracții, da? Cu fracții, vedeți? Începem, parcă să spunem, de la, împotriva ideii pe care aștept am avut-o. Aștept un pic ce aveam de făcut, domnul. Am șters un pic, dar le fac. Da. N-am fost atent. În timp ce mă gândeam la Adi, care spunea că el preferă cu numere decimale, pare ușor, ușor, cumva să vă convinge și el mai ușor cu fracții. La B mic aveam A pătrat plus B pătrat și A pătrat minus B pătrat. A deci A pătrat plus B pătrat și A pătrat, pătrat minus B pătrat. La C aveam A plus B la a doua și bine. A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Plus 2AB plus B pătrat. Și din face avem A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Hai, haideți să facem repede treaba asta, să facem calcul. B-ul acum, ca B-ul am făcut. În ambele variante, la așa. B mic acum. A mic, am făcut în ambele variante, da. B mic. B mic. Îmi punem rezultatele, că nu ne mai păi normal că punem rezultatele. Nu ne apucăm cu aur. Dar degeaba. Da. Deci nu o să punem, să ne apucăm cu aur. Știm cât e aur, că e 0,3. B-ul sub forma asta, ne găsim la pătrat. Păi de-aia am muncit. Hai zi, A pătrat plus B pătrat egal cu... A pătrat plus B pătrat egal cu 0,3 la a doua. Mai tare, bine. 0,3 la a doua plus 0,2 la a doua și egal cu 0,09 plus 0,04 și egal cu 0,13. 0,3 la a doua, 3 ori 3 e 9. Și fiindcă avem 2 decimale, înseamnă 0,09 plus 0,04. 0,13. Așa mi-a dat și mine. Adi, o pic, Adi, să urmărim pe toți. Da, eu am făcut și da? Corect. E bine, da? Da. A pătrat plus B pătrat. Acum să facem A pătrat minus B pătrat. Poți să spunem? Zi-mi, te rog. Păi, dacă știm cât e A la pătrat, e 0,09 și scrie 0,09 minus 0,04. Așa, așa. Și ne dă 0,05. Excelent. Bun. Hai să lucrăm asta în variantele astea și cu fracții și cu noi. Da. Hai să zicem. A pătrat plus B pătrat. Egal cu. Fracții. Ce înseamnă 0,3? 3 pe 10. 3 pe 10, așa zice. 3 pe 10, totul la a doua, plus 2 pe 10, totul la a doua. Egal mai departe, sau Anca, egal mai departe cu cine? Egal mai departe cu 9 pe 10. Nu, pe 100. Nu, pe 100, Anca, trebuie să fie și numărătorul și numitorul. Important. 9 pe 100. 9 pe 100, plus 4 pe 100. Anca, observ că am zis totul la pătrat. Că dacă cel mai 3 la a doua, fără să pun în paranteză, aici e obligator pun paranteză. Corect. Da? Face cât? 4 și cu 9? 13. 13 pe 100.
care face cât? 13 împărțit la 100? 0,13. Exact, rezultatul e mai sus. La A pătrat plus B pătrat și vorbim de fracție. Acum, A pătrat minus, minus B pătrat. Egal cu? Anca? A pătrat minus B, înseamnă 0,3 la pătrat. Adică? 0,09. Nu? Da, da, nu facem cu fracții, domnul profesor. Ce face? Face și cu fracții. Dar acum da, facem... Da. Păi l-am făcut, da, da, da. Așa facem, făcut, cu facem cu fracții. A pătrat minus B pătrat. Așa este egal cu... 9 pe 100. 4 pe 100. Și egal cu 5 pe... 5 pe 100. Adică face cât? 5 împărțit la 100? 0,05. Da? E 5 împărțit la 100. Am greșit la A pătrat minus B pătrat mai înainte. Uite, tot așa merate. Da? E bine. E același rezultat. Așa. Să pornim la A minus B sau A plus B mai întâi la pătrat. Da, la ce? Da, la punctul ce? A plus B totul la pătrat. E egal cu? Unde la ce? Da. E 0,3 plus 0,2 totul la A. 0,3 plus 0,2. Totul la a doua. Da. Care este egal cu 0,5 totul la a doua. Adică 0,25. 0,25 este, da? Da. Excelent. Și acum să o facem și sub formă de fracție. Sau să facem a pătrat plus 2ab plus b pătrat, ca să vedem și varianta asta. Deci, și egal cu... A pătrat plus 2ab plus b. Apoi A pătrat știm că îi 0,09 plus 2 ori 0,09 0,03 ca au 0,03. Asta e pătrată. De 2 ori 0,3 ori 0,2 că l-avem așa. 0,2 plus B pătrat, care plus este? Plus B pătrat, care este 0,04. 0,04. Da. Și egal mai departe cu? Păi să facem înmulțirea. Așa, deci egal cu 0,09 plus 0,04, putem să le adunăm pe astea de... 0,13, că am făcut odată. 0,13. Plus? Plus 0,3 ori 0,2, ca și mai zici 3 ori 2. Da. 6. Da, ori 2. Câte decimale am? 2. 12. A, să-ți mulțim. Deci 12. 3 ori 2, 6. Da. Deci ori 2, 12. 12. Și câte decimale avem? Una, două, una, două, 0,12. Deci 0,13 plus 0,12 face în total 0,25. Și nu dat, iar... Este același rezultat, da? Și pe partea și pe alta. Asta înseamnă că A plus B totul la 2 egal cu A pătrat plus 2AB plus deci B. Deci asta ar fi o primă observație din modul în care am lucrat aici, ar fi că A plus B din... totul la 2. Uite că asta a făcut, A plus B totul la 2, ar fi egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Lucru spectaculos. Rămâne wow. să-l subliniem și vă rog să faceți voi așa încadrați. Așa scrieți, m-a scris domn profesor. Da? Deci A plus B totul la a doua este egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Este un rezultat neașteptat. Să fi întâmplat cu A și B-ul ăsta, cred că. Să vedem și pasul următor? Da, da. Să luăm alte variante? Alte două numere A și B? Și dacă le luăm alte perechi, el mă treabă, dar altele ori fi bune? Atunci luăm A și B și demonstrăm. A plus B totul la pătrat. Trebuie să fie, ne ducem acolo. Pentru da. Că altfel rămâne tot semnul de întrebare. S-a întâmplat așa cu două, iar s-a întâmplat. Deci există chestia asta. Gică contra, care stă în bancă tot timpul acolo, te poate da de până. Așadar, hai să ne ducem și la A minus B. Da, A minus B totul la pătrat. A minus B, totul la pătrat. Slutește, Miruna. Acum. Miruna, te rog. A minus B, totul la pătrat. Egal cu 0,3 minus 0,2. 0,3 minus 0,2, totul la pătrat. Egal cu 0,1, totul la pătrat. 0,1, totul la pătrat. Și egal cu
0,01, da? Că e 1 ori 1 și sunt 20 male, 0,01. Și să nu facem 0,3 tot la 2, că e sensul. Și acum a pătrat, minus 2ab. Cum să facem 0,3? Tot la 2, dar nu-i bine. Deci, atenție, facem și voie. Varianta cealaltă. Adică, că n-avem voie. A pătrat minus 2ab. A pătrat minus 2ab plus b pătrat. Că avem și întrebarea asta, nu? A pătrat minus 2ab plus b pătrat. Adi, te rog să vorbești. În loc de a pătrat punem 0,09 minus de 2 ori. Am făcut-o mai nou. Minus, nu zice plus 0,12, ci minus 0,12. Că nu are rost să pierdem timpul. Și plus 0,4, nu? 0,04. Corect. Și face 0,13. Da. Minus 0,12. Minus 0,12. 0,01, nu? Aoleu, ia s-a întâmplat. Minus B. Iată un alt răspuns. A minus B. La pătrat. Totul la pătrat, nu a pătrat minus B pătrat. Atenție! A minus B totul la pătrat. Deci scăderea totul la pătrat este egal cu A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Vreți să demonstrăm, domn profesor, dacă e așa, că dacă s-a întâmplat? Neapărat. Dacă s-a întâmplat. Da? Adică, este spectaculos ce rezultat am obținut. Merită să zăbovim un pic asupra lor. Să vezi dacă timpul s-a umplut, dacă... Și mie îmi place maxim, pentru că într-adevăr așa este și e formula. O oră. O oră, numai bine.